provide you with the appropriate background music.
Ce ați mai mâncat voi astăzi? Curcă? Ați mâncat din ghetă? Da! Ați mâncat, da? Da! Păi că a ajuns. Bine, și când mâncăm ceva, unde se duce mâncarea? În burtă sau în cap? Sau în picior? În burtă și burtă este aici, da? Я сбили? Все бегал.
Ai putin.
Pentru că a durat un pic, a fost necesar poate să scoatem niște lucruri care v-ați obișnuit, începând cu garajele și terminând cu altele. Unii mai satisfăcuți, alții mai puțin satisfăcuți, dar cred că este mult mai bine așa decât cum a fost. Asta este lucrul. Doi, ca să știți că astea de proiecte avem foarte multe prin Chișinău și mă bucur că am putut să și putem să ajungem aici, ca să deschidem acest spațiu public, sunt și trotuare, și alei, și terenuri de joacă, și terenuri de fitness, și terenuri de sport. Și sper că împreună, în continuare, putem face alte lucruri frumoase pe Chișinău. Repet, nu vreau să mă mai întorc în ziua de duminică. Eu cred că, dacă așa cum discutam cu oamenii care erau alături aici, este mult mai bine și mult mai corect să facem lucrurile astea pentru copiii noștri, pentru tineri, pentru toate vârstele, decât ce am avut în minunea asta. Și ca să știți, poate spun în premieră, pentru că colegii noștri au grupat estimările, dar cheltuielile aici au fost mai mici decât pentru protejarea marșului primitului. Iar aici au fost cheltuieli mari. În fine, eu vă doresc multă sănătate, multă pace în familiile voastre și cât mai multe curse amenajate pentru municipiul Chișinău. Împreună, am zis, o să ne întoarcem pe toate. Chiar dacă este destul de complicat, nu arătăm cu degetul la nimeni, ne mișcăm înainte și amenajăm Chișinău pentru că este casa noastră tuturor. Corect? Sănătate multă și o seară cât mai frumoasă. Pătura mai are câteva surprize, dacă vă vrea, vă anunța, dacă nu, v-a zice așa, fără microfon. Eu vă mulțumesc mult și vă doresc multă sănătate. Vreau să știți că facem astfel de lucruri în tot Chișinău. Suntem în prezență în multe, multe curți, chiar dacă ne este foarte greu. Facem trotuare, deschidem noi școli, deschidem și construim grădinițe, spitale și multe lucruri. Dar la noi aici trebuie o mai bine. Înțeleg, am auzit, numai că nu primărie deschide magazinul Liniela. Dar o să transmitem celor de la Liniela că vreți un magazin în Liniela. Это мы уже записали еще раз. Говорю, что в конце этого года, в начале следующего года, дозакупим 70 минимум единиц. И надеюсь, что сможем чуть-чуть решить вот по таким вот проблемным зонам вопросы, в том числе с нас. Thank you.
Thank you.